abia de la alegerile parlamentare încoace, când Turk n-a mai ieșit deputat, deși a obținut un scor la nivelul municipiului Bistrița de aproape 30%, vă dați seama, PNL-ul nici nu visa la așa scor în urmă cu câțiva ani, pentru că PNL-ul până la când a fost Turk președinte, era consacrat până a obține 8, 9, 10% cel mult. Totdeauna era sub media pe țară. Ori acum, dintr-o dată, am devenit la media pe țară, dacă nu ușor deasupra. Ce s-a întâmplat la alegerile din europarlamentare s-a datorat, cred că, faptului că începuse deja să existe neînțelegere în cadrul partidului. Erau câțiva, organizarea n-a fost una bună. Erau câțiva inși care tot timpul organizau sau, mă rog, îmbiau la un fel de rezmeriță în partid, la un fel de împărțire a partidului în tabere, niște oameni care, cum să spun, au o doză de inconștiență și o doză de lipsă de experiență politică. De altfel, ei și aceștia s-au și consacrat în a avea rezultate extrem de slabe. Și, din păcate, domnul Cinteanu, care este un om politic mult mai versat și mult mai eficient, nu înțeleg de ce a fost de acord oarecum cu această manieră de a se tulbura lucrurile în partid. Turk a fost schimbat de la nivel central, a fost pedepsit, el și încă doi oameni. În general, Partidul Național Liberal la alegerile europarlamentare a avut niște rezultate slabe în acest. Adică, în raport cu ambițiile noastre și în raport cu dezideratele care ni le-am propus, rezultatele au fost foarte slabe la nivel național. Și atunci, și la nivelul județului Bistrița Năsău, la nivel național, dacă era să se procedeze corect, atunci trebuia să-și dea demisia toți conducătorii. În județul Bistrița nu numai Turk a fost conducător, a fost Turk și are 4 vicepreședinți. Trebuia toată lumea să-și dea demisia dacă așa se pune problema. De ce a fost Turk mai rău decât ceilalți? Pentru că tot el, împreună cu domnul Cinteanu, a condus și competiția în alegerile europarlamentare, cum de altfel tot amândoi le-au condus și cele de anul trecut. Numai că acum probabil că au fost niște oameni care n-au mai avut niciun fel de dispoziție ca rezultatele să fie bune. Altfel nu-mi explic. Probabil. Nu se poate ca la nivelul orașului Bistrița de la 8.000 de voturi cât a avut Turk în alegerile parlamentare să ajungi să ai sub 2.000 de voturi. Este incredibil. Dar, totuși, la nivelul orașului Bistrița, am avut peste 12%, deci mai mult decât media peste județ. Nu ne onorează nici acest scor, dar la un moment dat a ajuns să măsori sărăcia. Este o expresie mai populară, mai dură un pic, pe care nu vreau să o folosesc acum. Domnule Mihai Mureșan... Deci, cam așa stau lucrurile și eu cred că Partidul Național Liberal... Partidul Național Liberal este un partid mai mic și mai special, ca să zic așa. Adică n-a făcut rabat de la principii, n-a făcut rabat de la anumite crezuri pe care le are încă de când s-a înființat partidul acesta. Și nu suntem un partid, cum să spun, nici populist, nici care vrem să credem vreodată că toată lumea va fi membru de partid în PNL. De aceea eu cred că nu-i sănătos pentru partid să împarți, că ajungi să nu mai ai ce să împarți. Câți oameni sunt acolo și câți sunt, să zic așa, care și-au păstrat de-a lungul anilor aceeași orientare politică, au fost de aceeași parte întotdeauna. Destul de puțin, ori dacă și pe aceea îi învrăjbești și pe aceea îi împarți în tabere și taberele, ce faci? Cum poți să câștigi voturi, cum poți să câștigi încredere? Pentru că înainte de scrutinul din 7 iunie, am auzit nenumărate opinii și mi s-au adresat nenumărate întrebări. Domnule, ce se întâmplă acolo la voi în partid? De ce nu vă mai înțelegeți? Asta era întrebarea de mult care mergea. Deci s-a instaurat deja un curent de opinie cum că noi nu ne mai înțelegem, la noi există vrajbă, pe noi nu te mai poți baza. Și atunci oamenii au zis, domnule, noi ne-am dus cu ăștia, dacă nici ăștia nu sunt serioși, nici ăștia nu-și văd de treabă, nu ne mai ducem la vot. Și așa se explică, cred că, în foarte mare măsură și absenteismul care s-a înregistrat acum. Nu-l bănuia nimeni, că așa de multă lume o să lipsească oarecum îl bănuiau, ce se discuta în ultima perioadă. Multă lume povestea că oamenii nu mai erau interesați de a merge la vot. Va fi participare slabă, dar nici chiar așa de slabă. Să vedem în toamnă ce va fi. Asta nu vreau să discut acum. Domnule Mihai Mureșan, vreau să vă întreb, știți pe domnul Ioantur foarte bine, eu zic și nu numai eu, că a avut un spirit de a negocia bun în perioada
cât a fost la conducerea Partidului Național Liberal, credeți că domnul Ioan Țintean, noul președinte care este acum, va fi capabil de a negocia bine pentru liberali? Înainte să vă răspund efectiv la această întrebare, vreau să-mi permiteți să dau cu părerea vis-a-vis de aceste rezultate și de absenteism și, dacă vreți, strict pentru ceea ce a însemnat rezultatele Partidului Național Liberal la nivel de județ. Pe fondul acesta al absenteismului este cât se poate de clar că acolo, în teritoriu, mai ales în mediul rural, unde au existat primari interesați la nivelul comunelor, acolo rezultatele pentru un partid sau altul, nu mă refer neapărat la Partidul Național Liberal, au fost bune. Deci, propriu zis, au votat acei oameni pe care s-au dus primarii, i-au scos din case și s-au dus la vot cu ei. Despre asta este vorba și despre un astfel de lucru se poate vorbi și în cadrul Partidului Național Liberal, pentru că la nivelul câtorva comune care au primari liberali, rezultatele au fost spectaculoase. S-au obținut 44%, s-au obținut 47%, s-au obținut 30% și așa mai departe. Deci rezultate foarte, foarte bune pentru acele localități și este un lucru cât se poate declara acest fapt. Pe de altă parte, nu trebuie să omitem faptul că noi, ca județ, am avut un handicap prin aceea că pe liste de data aceasta nu s-a regăsit nimeni la nivelul județului nostru sau din cadrul județului nostru sau măcar dintr-un județ limitrof județului nostru, ca să fie o persoană mai cunoscută, o persoană care să cunoască specificul județului nostru, care să se fi mai întâlnit cu oamenii din acest județ și care, așa cum spun, să fie extrem de cunoscută. Sigur că au venit dintre candidații Partidului Național Liberal în județ cu diferite ocazii, însă o simplă trecere de câteva ore printr-o localitate, o întâlnire cu oamenii, fără a avea posibilitatea de a explica ceea ce înseamnă spiritul alegerilor europarlamentare, despre ce anume vorbim într-o astfel de campanie electorală, rezultatele n-au cum să apară. Una peste alta este o chestiune cât se poate declară, asta este, știm exact ce avem de făcut, pentru că de mai multe ori am discutat în vechiul birou județean faptul că avem un handicap constant de o mai lungă perioadă de timp și mă refer la faptul că structurile noastre în teritoriu sunt unele de-a dreptul demolate. Noi nu le mai avem sau sunt extrem, extrem de slabe. Și atunci, în condițiile acestea, sigur că, cumulat totul, nu putea să nu își pună amprenta asupra ceea ce însemna rezultatele. Revenind la întrebare. Așa. Este absolut cunoscut spiritul deosebit de întreprinzător al lui Ioan Turk și cu toții știm și dumneavoastră reprezentanții presei de la conferințele de presă cât de mult s-a zbătut odată la nivel național pentru aducerea de fonduri la noi în județ și cu care să se înfăptuiască o serie întreagă de obiective. Și în acest sens vreau să vă spun că în calitatea pe care am avut-o de inspector școlar general, am beneficiat din plin de sprijinul acesta al lui Ioan Turk în calitatea lui de președinte de partid și de deputat la vremea respectivă. Fiindcă de fiecare dată, atunci când se iniția o hotărâre de guvern prin care să fie alocate fonduri, avea tot interesul pentru ca el să facă lucrurile de așa manieră încât la nivelul județului să ajungă banii necesari continuării lucrărilor sau începerii unor alte lucrări. Apoi, în plan, să zicem, la nivel județean, de fiecare dată Partidul Național Liberal, atunci când a fost vorba de a se confrunta pe scena politică cu ceilalți competitori politici, de fiecare dată a fost la vârf, reprezentat la vârf, negocierile care s-au purtat au fost reciproc avantajoase, ca atare, din punctul acesta de vedere, nu am fost în situația de a fi nemulțumiți, iar analizele făcute la nivel